Doamnelor și domnilor, sunt Florentina Fântânaru. Bun venit la Hotel Sheraton, apartamentul prezidențial. Alături de mine se află domnul Daniel David, rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Domnule profesor, bun venit! Mă bucur tare mult să vă revăd, că sunteți șeful de catedră de la Facultatea de Psihologie, dar toată România învață de la dumneavoastră și sperăm să învățăm și astăzi. Mulțumesc pentru invitație! Vreau să începem așa. Ziua de 24 februarie ne-a schimbat din nou lumea. Am învățat din pandemie că nu suntem egali în fața fricilor. Dar acum, în război, ce învățăm? Că ceea ce nu te omoară te face mai puternic? În primul rând, haideți să definim niște termeni, ca oamenii să știe cum să se raporteze după aceea și la veștile pe care le primesc și la emoțiile pe care le... Stârnesc aceste vești, nu? În primul rând, trebuie să înțelegem următorul lucru, că atunci când ne confruntăm cu o situație, atenție, pe care o percepem ca un pericol, noi avem o tendință înnăscută de a reacționa psihobiologic într-un anumit fel. Este răspunsul de frică față de un pericol perceput care există sau care este iminent. Bun. Cum reacționăm? Sunt mai multe modalități de a reacționa într-o astfel de situație. Unii oameni reacționează în metafora fugă, adică evită pericolul. Alții reacționează în metafora luptă, se confruntă cu pericolul. Alții reacționează în metafora îngheț, altfel spus, rămân cantonat în prezent, blocat, în confruntarea cu pericolul. Iar pentru oameni mai există o modalitate interesantă, și anume de a fi submisiv. Altfel spus, e pericolul acolo, nu-l nici confrunți direct, nici nu fugi de el, devii submisiv față de pericol, sperând că nu te va afecta. Acestea sunt răspunsuri sănătoase. Sunt răspunsuri psihobiologice, cu o componentă înnăscută puternică. Problema vine atunci când frica devine excesivă. Fiindcă nu uitați ce am spus. Aceste răspunsuri apar atunci când percepem pericolul prezent sau iminent într-un anumit fel. Deci elementul de percepție este fundamental. Aceea situație poate să fie percepută de cineva mai catastrofal în comparație cu o altă persoană care percepe pericolul existent, dar nu ca o catastrofă. Da. Și atunci și reacția de frică va fi diferită. Vom avea un răspuns sănătos de frică sau o frică excesivă. Asta e prima distinție. Dar aș împinge un pic distinția și mai departe, și anume, uneori pericolul nu este prezent. Pericolul nu este nici măcar iminent, ci este un pericol anticipat. Și dacă avem un pericol anticipat, reacția pe care o avem nu se numește frică, ci se numește anxietate. Altfel spus, reacționez cu stări de anxietate față de un pericol pe care îl construiești și de foarte multe ori pe care îl amplifici. Alternativa sănătoasă la anxietate este starea de îngrijorare. Altfel spus, uite, de exemplu, ați pomenit de războiul de la graniță. Războiul de la graniță poate să fie văzut, sigur, ca un pericol existent sau iminent, care poate genera, în cazul unora, frică sănătoasă sau excesivă. Dar pornind de la această situație, unii dintre noi încep să anticipeze pericole. Ce va fi dacă va fi și România atacată? Ce va fi dacă nu o să avem resurse să facem față? Deja în această logică vorbim de pericol anticipat. Iar unii oameni reacționează cu anxietate și panică, alții cu o stare sănătoasă de îngrijorare. Dar sensibilul devine hipersensibil și emotivul hiper-emotiv. Așa este. Nu? Și atunci noi ce ar trebui să facem este să îi învățăm pe oameni să evalueze adecvat pericolul, fie că există, fie că este unul anticipat, astfel încât reacțiile pe care le au, chiar dacă sunt negative, să fie sănătoase. Vedeți, la nivelul simțului comun, oamenii cred că psihologic trebuie să facem diferența între emoții negative și emoții pozitive. Și în mintea lor, emoțiile pozitive sunt bune și emoțiile negative sunt rele. Ceea ce nu este adevărat. Când te confrunți cu un pericol, emoțiile negative sunt foarte bune. Dar este important să fie o frică sănătoasă, nu o frică exagerată, și este important să fie îngrijorare și nu anxietate.
Da. Dar cei care creează mesajele, știți, 21-22 martie, românii au fost intoxicați cu mesajul acela în care aveți grijă dacă ieșiți mâine pe stradă, un nor toxic va veni deasupra României, plin de metale grele, de sulf și de alte alea. Acești oameni sunt fobici, ei sunt bolnavi, cei care răspândesc este expertul în frici, nu? Se legitimează de ceva vreme, cred că, avem da. Un nou expert. Da, eu cred că nu. Sunt diverse categorii de oameni. Unii împrăștie astfel de mesaje cu rolul de a participa la un război hibrid. N-au o problemă psihologică, ci au o misiune. Dar fi toți așa, domnule profesor? Nu toți, asta spun, unii. Cum îi deosebim exact? Unii au misiunea de a crea panică și anxietate în populație. Da, misiunea. Alții au însă, cum a spus foarte bine, intră ei în această logică de frică excesivă sau de stare de anxietate, au aceste gânduri catastrofice pe care după aceea le rostogolesc în spațiul public. Avem categorii diferite. Dar aici aș mai insista un pic asupra acestei idei că faptul că avem emoții negative și sănătoase este un lucru foarte bun, fiindcă pe fundul lor pot să apară și emoții pozitive, adică calitatea vieții nu ți este afectată. De exemplu, dacă eu sunt un îngrijorat, nu panicat și anxios, da? Ci îngrijorat față de potențiala extindere a războiului, față de potențiale consecințe negative în țară, sunt mai atent la știri, îmi selectez știrile, sunt mai atent la ceea ce fac. Altfel spus, sunt mai pregătit să mă confrunt cu potențialul pericol, dar în același timp pot să mă bucur de viață. Adică mă bucur de succesul copilului la școală, mă bucur de alte lucruri care se întâmplă cu prietenii pe care i-am și așa mai departe. Dacă însă reacționezi cu frică excesivă sau cu anxietate, pe fundul lor nu mai pot să apară emoții pozitive. Altfel spus, nu te mai bucură nici succesul copilului, nu te mai bucură nici, nu știu, interacțiune cu prietenii și atunci toată calitatea vieții îți este afectată. În plus, stările de frică excesivă și de anxietate nu-ți permit mental să te confrunți eficient cu pericolul. Fiindcă îți focalizează toate resursele tale de atenție, memorie de lucru pe pericol, ignorând contextul și informații care te-ar ajuta să rezolvi sau să faci față pericolului. În timp ce dacă ești doar îngrijorat sau ai o frică sănătoasă, mintea ți este mult mai flexibilă și caută soluții mult mai complexe în confruntarea cu pericolul. Către ce suntem mai predispuși după o pandemie și un război la graniță? Suntem predispuși să reacționăm într-adevăr, să ne antrenăm acele gânduri iraționale. Vedeți, oamenii au o predispoziție spre iraționalitate. Multă lume consideră că ființa umană este rațională și unii dintre noi devin și iraționali. Noi, ca psihologi, știm că lucrurile stau de fapt invers. Noi avem o predispoziție extraordinară spre iraționalitate. Raționalitatea este un lucru rar. Este un act intelectual de cultură pe care trebuie să-l angajăm conștient în diverse contexte. Altfel, primele noastre reacții, primele noastre atitudini sunt mai degrabă iraționale. Și atunci ce am făcut cu aceste predispoziții pe care le avem, evident că și pandemia, acum războiul la granița României, au reușit să ne antreneze, să ne amorseze vulnerabilitatea asta pe care o avem. Ne-au amorsat tendințele noastre de a catastrofa, asta este o componentă irațională, de a vedea negativul și a-l exagera. Ne-au antrenat intoleranța la frustrare. Ne-au antrenat probabil valorile globale pe care le facem și nu evaluări specifice, gândirea rigidă, nu trebuie să fie așa, trebuie să fie altfel. Și acum s-ar putea să fim în faza în care suntem mai sensibili la orice stresor care acționează asupra noastră. Rolul mediului înconjurător rămâne determinant, nu? În exprimarea unei tulburări. Da. Cum vi se pare că este mediul acum? Mediul este important împreună cu anumite predispoziții biogenetice. Altfel spus, știți, omul este o ființă biopsihosocială. Sigur că de obicei în zona medicinei se accentuează componenta biomedicală, în zona psihologiei componenta psihosocială. Dar cele mai multe probleme psihologice au o cauzalitate mixtă. Sigur că uneori domină componenta biomedicală, alteori domină componenta psihosocială. Și depinde, repede, de la tulburare la tulburare.
Mediul este astfel gândit în acest moment, repet, și ați dat exemplu cu pandemia, cu războiul, ca un context care amorsează aceste vulnerabilități pe care le avem de componente iraționale, doar că poate să apară și un lucru pozitiv. În ce sens? Că odată ce acționează repetacii pe termen lung, s-ar putea ca aceste activări ale iraționalității noastre să-și reducă din intensitate pe termen mediu și lung. Adică te adaptezi la astfel de situații. Și să știți, de exemplu, eu nu vreau să spun, Doamne ferește, că e un lucru bun, dar ce ne-a lipsit și ce am văzut ca psiholog, ca tendință în populație, înainte să fie războiul, înainte să fie pandemia, am văzut că generațiile tinere și generațiile de mijloc au început să-și reducă treptat o componentă psihologică foarte importantă de reziliență, și anume toleranța la frustrare. Am început să nu mai avem toleranță la frustrare. Binele era atât de mare și viața și confortul era prezent încât nu mai toleram minimum disconfort. Și, repet, asta este o vulnerabilitate foarte mare pentru a dezvolta probleme psihologice, că viața îți dă de multe ori, îți pune în față situații în care trebuie să faci față frustrărilor. Simțiți câteodată că poate e necesar să mai trecem și prin încercări, provocări în viață, tocmai pentru a ne testa sau, nu știu, a potența reziliența asta? Sigur că nu-mi doresc și nu spun că e bine și n-ar trebui să facem așa. Ar fi trebuit să facem altfel. Noi ar trebui la școală, de exemplu, și în cultura noastră să avem aceste elemente pe care să le transferăm spre generațiile tinere, adică să învățăm că uneori viața este nedreaptă și apar frustrări, dar noi trebuie să ne continuăm viața și să construim pentru a ne fi bine cu frustrarea pe care o avem mergând mai departe, că atunci reușim să scăpăm de ea, să nu rămânem prizonierii frustrării, să avem această toleranță la frustrare, să nu exagerăm negativul. Sunt lucruri negative, dar nu orice ni se întâmplă este cel mai mare rău care ni se poate întâmpla. Totdeauna când spui este cel mai mare rău care mi se poate întâmpla, viața o să-ți arate și o să-ți dea o surpriză peste 10 minute că putea fi mai rău decât ai crezut tu că poate să fie. Nu face evaluări globale, așa de ușor generalizăm. Când cineva face ceva care nu ne place, începem să-i spunem, ești prost, incapabil și fără valoare. În loc să-i spui comportamentul tău este nedrept, comportamentul tău a fost neperformant, comportamentul tău a fost problematic, nu tu ca om, ție ca om îți dau o șansă să schimb comportamentul în viitor. Asta ar arăta o modalitate mult mai bună de interacțiune între oameni. Deci, altfel spus, avem aceste elemente de mediu care contează, doar că eu nu le-aș antrena neapărat trecând prin aceste situații, le-aș antrena prin educație. Dar dacă viața tot ne-a pus să trecem prin astfel de situații, hai să învățăm din astfel de situații, să le antrenăm și să devenim mai rezilienți la stres. Spuneți-mi, vă rog, am o mare curiozitate. Panica se transmite genetic? Ce spun studiile? Da, există o predispoziție genetică. Nu avem o genă specifică pentru panică. Dar există o predispoziție genetică pentru multe tulburări de anxietate. Panica este una dintre aceste tulburări. Și atenție, când spun de predispoziție, asta înseamnă că mereu vei avea nevoie și de componenta de mediu. Doar că, într-adevăr, ai o predispoziție genetică puternică. Iar în cazul tulburărilor de anxietate, unde de obicei, sigur că depinde iarăși de la tulburare la tulburare, raportul este cam 2-1 dacă ne uităm la gen, adică femei versus bărbați, copiii învață mult mai ușor răspunsuri de tip anxios, adică fugă, luptă, blocaj, sigur, exagerate dacă vorbim de anxietate și legate de un pericol potențial, copiii învață mult mai ușor de la mamă. Dar de ce femeile au mai multe, în număr mai mare, sunt mai fricoase și au mai multe fobii? Da. Bun, vedeți, deocamdată știm că există acest raport. Știm că tulburarea implică mecanisme genetice, predispoziții genetice și de mediu. N-avem încă cunoaștere atât de avansată să știm care sunt diferențele genetice care ar explica această diferență de gen, și atunci foarte mulți încearcă să explice prin componentele de mediu. Da? Altfel spus, femeile sunt mai atente la pericol, spre exemplu, au tendința să exagereze pericolul, fiindcă s-ar putea să fie totuși într-o lume periculoasă, exagerarea pericolului
deși logic este irațională, s-ar putea să te ajute.